Începând de mâine, Primăria Municipiului Slatina reia acțiunea de dezinsecție a domeniului public. Municipalitatea anunță că se va acționa atât cu avionul cât și la sol. Astfel, conform graficului de lucru, timp de o săptămână, angajații de la dezinsecție vor împrăștia substanțe care elimină insectele și larvele lor. Acțiunea va avea loc în baza următorului grafic. 27 august 2021, dezinsecție aviochimică, începând cu ora 5:45, larvicidare, începând cu ora 8. 30 august 2021, dezinsecție la sol, începând cu ora 4, larvicidare, începând cu ora 8. Dezinsecție spațială, cu utilaje de mare putere, începând cu ora 21. 1 septembrie 2021, dezinsecție la sol, cu utilaje, începând cu ora 4, larvicidare, începând cu ora 8. Dezinsecție spațială, începând cu ora 21. 3 septembrie 2021, dezinsecție prin mijloace aviochimice, începând cu ora 5:45, larvicidare, începând cu ora 8. La această acțiune vor participa 21 de agenți, vor fi utilizate 9 mijloace de transport, respectiv 4 utilaje de mare capacitate cu generatoare de ceață rece, autopurtate și 4 utilaje de mare capacitate cu generatoare de ceață caldă autopurtate. De asemenea, vor fi utilizate 16 aparate generatoare de ceață rece și caldă, precum și mijloace aviochimice.